Situată în inima arhipelagului indonezian, insula Bali i-a fascinat întotdeauna pe vizitatori. Primii europeni care au călcat pe pământul ei au fost marinarii olandezi. Se întâmpla cu multă vreme în urmă, în anul 1597. Tot olandezii au fost aceia care, 3 secole mai târziu, au cucerit-o. Astăzi, europenii, dar nu numai ei, sunt cei cuceriți de frumusețea insulei și a templelor sale, desigur. Unul dintre aceste temple este Pura Uluwatu. În limba indoneziană, Pura înseamnă templu, iar în limba de origine, sanscrita, desemna un spațiu înconjurat de ziduri. Între zidurile templului Uluwatu, cel mai bine ar fi dacă te afla seara, pentru că atunci, de pe stâncile impunătoare ce mărginesc insula, ai putea vedea cum apune soarele în Oceanul Indian, iar dansatorii se pregătesc de Kekak, un dans tradițional ce transpune Ramayana într-un mod inedit. Templul de la Uluwatu este unul dintre cele mai frumoase lăcașe de Portaleasă. Peisajele sunt realmente uimitoare, iar distanța de la Oceanul Indian până la baza primelor construcții ale templului pe alocuri trece de 100-150 km. Pura Uluwatu este situat pe coasta sud-vestică a insulei Bali. Pentru că aici au fost ridicate peste 20.000 de temple, insulei îi se spune și insula zeilor. Deși Indonezia este cea mai mare țară musulmană, Bali are o populație majoritar non-musulmană. Peste 93% dintre balinezi sunt adepți ai hinduismului balinez, o formă unică a hinduismului influențată de-a lungul veacurilor de credințele locale. Înainte de a intra în templu, vizitatorul trebuie să treacă printr-o serie de curți. În prima curte se fac ceremoniile mai puțin importante, întâlniri și adunări, sau se prepară și aranjează mâncărurile. Tot aici este și turnul în care este amplasată o tobă, calcul, cu rol asemănător clopotniței din bisericile creștine. A doua curte este sacră, iar trecerea prin poartă echivalează cu o purificare. Porțile sunt păzite de gardieni, statui ai unor eroi din istorie sau idoli protectori care feresc templul de spiritele rele. Amplasat pe stânci de peste 100 de metri înălțime, templul Uluwatu și împrejurimile sale adăpostesc un număr mare de maimuțe. Acestea sunt extrem de atrase de obiectele turiștilor. Țintele predilecte ale maimuțelor rămân totuși cerceii mari și lucioși. Așa că cine are urechi și cercei să audă.